Românii sunt la un pas să găsească leacul cancerului. Cercetările de ultimă oră sunt făcute de specialiștii de la Institutul de Fizică de la Măgurele. Descoperirea vrea să revoluționeze medicina mondială și lupta împotriva cancerului. O substanță minune încărcată radioactiv ar putea ținti direct tumora, fără ca vreo altă celulă sănătoasă să fie afectată. Am reușit să intrăm în laboratorul minune al Institutului de Fizică de la Măgurele, unde specialiștii noștri sunt pregătiți să revoluționeze medicina mondială, să iradieze medicația astfel încât orice bolnav să fie vindecat fără efecte secundare. Substanțele pe care noi le dezvoltăm sunt injectate intravenos, deci în sistemul sanguin al unui pacient. După care ele, într-adevăr, urmează un traseu distinct, un traseu specific. Tehnica dezvoltată la Măgurele arată cu precizie cât de eficient este un tratament. Încărcat cu substanță de contrast, medicamentul poate fi urmărit pas cu pas cum se răspândește în organism și cum acționează, indiferent de afecțiune. În funcție de rezultat, un tratament poate fi personalizat pentru nevoile fiecărui pacient. A doua tehnică pusă la punct de cercetătorii de la Măgurele e pentru bolnavii de cancer. Medicația e iradiată și ajunge direct la tumora canceroasă, fără să afecteze celule, organe și țesuturi sănătoase, așa cum fac terapiile actuale. Putem să localizăm cu acuratețe foarte mare procesele patologice, putem să localizăm tumori și de asemenea se pot localiza metastaze, chiar metastaze foarte mici, uneori chiar celule canceroase. 20 de specialiști români lucrează mai ceva ca într-o farmacie pe aparatura din laboratorul de la Măgurele. Dacă agenția medicamentului își va da acceptul, serul minune ar putea intra în teste. Întâi pe animale, apoi pe oameni. Și de aici, din camera izolată cu pereți groși de 2 metri, am putea revoluționa medicina. De aici poate pleca salvarea celor bolnavi de cancer. Acest aparat produce acele particule radioactive care pot ajuta în diagnostic și tratament. Ca un paradox, totul se întâmplă într-o țară care a dovedit an la rând că nu are soluție pentru 400.000 de bolnavi de cancer care încă mai trăiesc și nici pentru peste 70.000 de cazuri noi pe an. Am descoperit pur și simplu întâmplător, așa ca toți pacienții care descoperă boala asta. Violeta are 38 de ani, a fost diagnosticată cu cancer mamar acum mai bine de 5 ani, iar în primii 2 a trecut prin toate tratamentele. Dacă această descoperire ar fi fost făcută mai devreme, Violeta ar fi fost vindecată repede și fără complicații. Operația se vindecă destul de greu. E necesar să mergi la medic, să te panseze, să te curețe, să se formeze un lichid. Din cele 15 centre de radioterapie deschise în 2007, România a rămas cu mai puțin de jumătate. Restul au fost închise sau funcționează greu. 500 de paturi pentru 40.000 de bolnavi care primesc anual indicație de radioterapie. Dintre ei, doar un sfert sunt tratați, cei mai mulți în ședințe făcute când și cum se poate.